Orașul cu salcâm de Mihail Sebastian Partea a doua Capitolul întâi Recepție la prefectoreasă Într-o dimineață de duminică, spre sfârșitul lui octombrie, doamna Dunea primit o vizită care emoționă întreaga stradă și scoase vecinele pe la porți. Doamna Rosalia Donciu, soția prefectului, coborât din automobilul prefecturii. Gazda a fost surprinsă, dar o primi cu simplicitate. Nu știam că v-ați întors, toată lumea vă credea la Paris. Într-adevăr, m-am întors alaltă ieri. Ar fi trebuit să rămân acolo toată iarna, dar de când cu nenorocita asta de prefectură care a căzut pe capul nostru din senin, Constantin n-a mai fost în stare să-și vadă de treburi singur și mi-a telegrafiat să viu. Doamna Donciu avea o familiaritate protectoare. Spunea Constantin în loc de soțul meu sau domnul prefect, dar avea în același timp un mic surâs care trebuia să păstreze distanțele și formele. Doamna Dunea nu prinse nuanța și fumă gulită. După un sfert de oră de conversație, în care timp vizitatoarea s-a oprit la generalități asupra Parisului, asupra educației și asupra copiilor, ea a la scopul vizitei și îl expuse practic, scurt. Era una dintre subtilitățile politice ale rozaliei Donciu, aceea de a vorbi cu abundență despre câte în cer și pe pământ și de a aborda pe urmă brusc chestiunile dificile. Le dădea astfel un aer de amănunt, prevenind neplăcerea unui refuz. Știți, chestiunea asta în fond n-are nicio importanță, părea că spune. De asta dată, faptul era următorul. Ea adusese de la Paris o profesoară de pian pentru fica ei Elisabeta. Franțuzoica nu primise să vină decât cu condiția de a-i se garanta o ore multe și bine plătite. Doamna Dunciu îi le promisese și acum încerca să aranjeze lucrurile. Îi explică doamnei Dunea că nu era admisibil ca fetele de bună condiție din oraș să fie reduse la cursul de pian de la Notre-Dame, și că o bună educație fără muzică nu se poate. Se gândise ea din primul moment la fata doamnei Dunea, pe care o știa talentată, de alminteri. Dorința ei fusese ca noua profesoară să aibă numai câteva eleve, dar dintre cele mai distinse. Pentru ca toată lumea să facă cunoștință și pentru ca să se stabilească orele de lecții, ea a convocat pentru duminica viitoare în casele ei pe toți părinții interesați cu copilele lor. Nu așteptă niciun răspuns, nicio aprobare. Spuse doamnei Dunea că o va aștepta duminica viitoare. O să luăm ceaiul împreună. Și plecă surâzătoare. Operația continuă în același fel zilele următoare, în câteva dintre cele mai bune familii. Astfel, Mademoiselle Auror Vital fu duminica următoare, cea care făcut cunoștință cu elevele ei în salonul familiei Donciu. Era de față Cecilia, Galbena Lucreția, Adriana, Elvira, Margareta, strânse toate pâlc pe un divan, șoptindu-și din când în când un cuvânt, chicotind sau dându-și discrete lovituri cu cotul. Vizita aceasta era un eveniment. Așadar, Aici primea Elisabeta Donciu. Aici aveau loc acele elegante ceaiuri la care nimeni nu știa anume ce se face, fiindcă nimeni din această lume modestă nu era invitat. Aici se dansau ultimele dansuri și se cântau ultimele romanțe venite de la București. Casa aceasta, cu geamuri mari și cu o lungă poartă de fier negru pe lângă care fetele treceau din adins duminicile spre seară, ca să audă cel puțin prin ferestrele deschise zgomotul vesel dinăuntru, glasurile tinere care acopereau sunetul pianului, tăcerea scurtă ce urma hohotelor de râs, casa aceasta de legendă era aici, sub ochii lor, umblau prin ea. Priveau tablourile de pe pereți, puteau să atingă clapele pianului. Până atunci, nu știuseră decât lucruri vaci pe care Cecilia le afla de la gelu și le povestea apoi lor. Elisabeta Dunciu fusese totdeauna, pentru ele, o ființă ciudată, pe care încercau să o disprețuiască, dar pentru care, în sinea lor, aveau un respect și o rezervă nemărturisită își aminteau de vremea în care ea era încă în școală. În recreații trecea pe lângă ele, mândră, absentă, mai înaltă în șorțul de uniformă decât era, mai brună poate și mai frumoasă. De doi ani părăsise școala și de atunci prestigiul acesteia a crescuse. O vedea uneori pe stradă, la fel de neatentă, la fel de visătoare, ducând totdeauna în mâinile ei înmănușate un lucru de nimic, din care făcea ceva grațios, simplu și cuceritor, un pachetel alb, o carte, o poșetă, o floare, portretul ei de la balul studenților din iarna trecută, când se costumase în zâna a zăpezii, era încă expus în vitrina fotografului pe strada mare. Și cine nu și amintea de rochia neagră pe care o purtase la serbarea de binefacere din grădina publică? La toate acestea se gândeau fetele ascultând lungile cuvinte de introducere ale doamnei Donciu. Atenția lor era îndreptată spre marea ușă din fund. Are să intre pe acolo? Are să vină? De ce întârzie? Între timp se servise ceaiul. Cu coanele discutau animate, se minunau de tot ce le povestea anfitrioana, admirau serviciul de ceai, admirau prăjiturelele, se crease un fel de intimitate pe care prefectorea sa o prezida cu îngăduință. Fetele așteptau mai departe și se întrebau dacă nu trebuie să renunțe a o mai vedea. Într-un târziu, ușa se deschise mare, și Elisabeta Dunciu se arătă surăzătoare în prag. Vă rog să-mi iertați, doamnelor, întârzierea, dar am sus la mine câțiva musafiri și a trebuit să le țin de urât. Intră! Era urmată de geta Nelizaratos, grecoaica aceea frumoasă și de gelu. Purta o rochie lungă, de mătase neagră, simplă, cu mâneci lungi. La mâna stângă lucea un lanț subțire de argint. Era singura ei podoabă. Schimbă câteva vorbe cu Mademoiselle Vital, răspunse modest la întrebările pe care îi le puneau, toate deodată, cu coanele. Parisul? Da, e frumos. Și pentru că răspunsul nu satisfăcea pe nimeni, e chiar foarte frumos. Ridică grațioasă Batista, pe care o scăpase una dintre doamne, și la mulțumirile ei confuze răspunse că nu e nimic. Abia după câteva minute se întoarse către colțul unde se aflau fetele și se apropie de ele. Le mângâie pe toate. Le spuse că s-au făcut mari, că s-au făcut frumoase, că aproape nici nu le recunoștea. Dar voi Vă mai amintiți de mine? La școală, în recreații, când vă dădeam poze, când veneam la voi în clasă să țin liniște, atunci când Săr Denis a fost rău bolnavă, dar, Săr Denis, ce mai face? Pe cine iubește acum? Pe tine, Lucreția? Frumos! Vorbea cu toate deodată și nu aștepta răspunsul niciuneia se întoarse către Bruna Nelizaratos. Vezi, Geta, ne-au luat locurile și noi îmbătrânim. La douăzeci de ani, întrerupse gelu, care rămăsese la o parte, răsfoind o carte luată de pe etajeră. Elisabeta râse veselă. Ah, pe tine te uitasem! Nu le cunoști pe aceste dudui, vin o să ți le prezint!" și luându de mână, îl duse în fața divanului și numi pe rând pe fiecare dintre fete. Și acum eu mă duc, mă așteaptă sus musafirii mei. vi las pe gelul, da, vă rog să nu mi-l țineți mult. Vin ogeta. Ieși din odaie simplu, modest așa cum intrase, dar nu fără un vag aer de principesă, care descinde o clipă din locurile ei și se întoarce pe urmă înapoi. Rămase singure cu gelul, fetele îl ascultară bucuroase. Puteau să fie cu el mai puțin stingherite, rămânând totuși încă sub impresia scurtei a Elisabetei. Băiatul era volubil și fetele binevoitoare răspundeau. mai Lucreția Ginulescu și Adriana dune tăceau. Lucreția tăcea din vocație. Adriana, din indignare, o supărase întâi felul Elisabetei de a le mângâia, de a vorbi cu ele protector, de a le privi înduioșată. Faptul de a fi împărțit odată bomboane în curtea școlii, gândea Adriana, nu îndreptățește pe nimeni să ți se adreseze fără să se recomande. Ea așteptase cu interes momentul în care cineva, avea să le pune față în față și să facă prezentările cum se cuvine, domnișoara Dunea, domnișoara Dunciu. Ori această scenă pe care și-o imaginase cu zi înainte, de atâtea ori și atât de precis, se transformase într-o mângâiere glumeață pentru copii. Și o revolta pe urmă chipul în care ele, toate, fusese reprezentate lui Gelu. Nu le cunoști? vino să ți le prezint. Adriana își amintea vorbele acestea și, uitându-se la băiatul de liceu, care stătea acum în fața ei, blond, slab, urât, în uniforma lui de școală, cu ochii verzi, cu fruntea mică, se întreba dacă Elisabeta nu voise să-și bată joc de ele sau dacă nu-i socotea pe ele și pe el prea copii, ca să mai păstreze anumite forme de politețe. Îl fixă o stilă și la cele câteva vorbe pe care îi le adresă, ea răspunse scurt cu da sau nu. Pe urmă, gelul se ridică, își ceru scuze și plecă din odaie. S-au pașii lui repes pe o scară, ce urca probabil spre apartamentele Elisabetei. s auzi din depărtare o ușă care se închidea zgomotos, și metalic, slab, sunetul unei plăci de patefon. Sfârșitul capitolului întâi din partea a doua a romanului Orașul cu salcâmi de Mihail Sebastian.